Salutare! Bine ați venit la episodul 6 din Cariera cu Rapid și dacă vedeți avem conference, debutul în Conference League. E o nebunie ce se întâmplă. Îmi place că nu scade deloc offer-ul la manager, deci teoretic noi stăm bine. Vreau să mă uit și la office, la obiective, dacă tot nu scade. Avem mid-table, nu prea suntem pe acolo. Avem bătrânia rotului, n-am făcut deloc asta, dar nu sunt de acord cu asta. Aia e completă, teoretic. Trebuie să aducem un jucător tineri, mai avem doi, deci aștept Academia aia. Și perfect, că le facem pe amândouă dacă luăm doi de la Academie, perfect. Asta nu. Sfertul de final în conferență, mi-e frică că o să facem 0 puncte în conferență. Dar cred că în cariera asta, oricât de greu mi-e, cred că o să fac mai bine ca CFR în conferență, pentru că nu zic nimic, mă abțin, gata. Nu zic nimic. Nu e cazul. Era o tâmpenie. Uitați că am deschis subiectul. Dar tot cred că o să faci mai multe puncte decât GFR-ul. Dar nu spun mai mult. Mă abțin. Încerc cu greu. Dar mă abțin. Văd că a crescut puțin șarmesul sau puțin mai mult decât era cazul. Match în conference. Apoi cu Gaz Metan și jucăm iar cu echipa din episodul trecut cu UTA. Bun. Băgăm ce avem mai bun. Uitați-vă cât de buni suntem. Văd că Crepule Albu și Moraie și Scârție. Bine, Carnate acum e băgat. Nu. Nu cred că bag Rare și Lie. Sau ba da, hai cu Rare și Lie, că nici el n-are șarnesul super. Sefer e ok. Îl las pentru meciul ăsta în afara loturii, deși teoretic nu trebuia să fac asta. M-a impresionat Moise și văd că e pe roșu, deci o să intre, cred. Hai să vedem. Chiar sunt curios în conference cât de bună e echipa asta. Poate mai slabă ca echipele din care întâi. Nu știu cine sunt. Dacă voi știți, îmi pare rău. O să mă duc la conferința de presă, dar nu o să vă arăt, cred. Pentru că e degeaba. Consider că chiar sunt degeaba aceleași întrebări repetitive, fără sens. Eu doar încerc să măresc moralul echipei. Ok, am mărit cât de mult puteam moralul. Hai să vedem. Rapid în deplasare, debut în Conference League. Grupa cu LASK, cu Helsinki și Ross County. Habar n-am nimic. Cred că LASK e cea mai grea din grupă. Pentru că nu mă înșel, sezonul trecut în Europa League, LASK a ajuns cel puțin în sferturi. Sper să nu greșesc. Dar totuși. O să rupem în Conference League. Fiți atenți. Watch it and enjoy. Nu mă interesează. Animații diferite pare că nu. Oricum suntem în deplasare. Nu cred. Bine, e puțin diferit că e tema de Conference League. Dar în rest e același tip de animație, deci n-ar vrea să le păstrez, dar a fost tematica de conferență. Bun. Vreau băieții mei să fiți foarte atenți la pase și la finalizare. Primul lucru a fost pasă greșită, dar s-a speriat Hungbo. Egalul ar fi perfect azi, dar nu mă supăr o victorie, sincer. Pentru că victoriile aduc bani, dacă nu mă înșel, cel puțin pe în realitate și în forma manager așa este. Nu știu dacă îmi fac primim bani și pentru victorii sau doar pentru calificare. Carnat. Pasa lui s-a dus la portar. Bun FIFA. Am ținut clar spre Ganea și ei îmi dau pasa la portar. Nu o să comentez. Rămân aici calm. Bine, Crepulia. Păcat că nu a ajuns la Ganea. Ganea. Pentru Carnat. Frumos, Carnat. Hai, du-te. 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 Șutează. Nu mai încercăm centrare. Aproape faul, păcat că n-a fost contact și Carnat n-a căutat contactul acolo. A intrat destul de urât fundașul ăla. Fundașul lor stânga, cred că era. Hai mă, ieși iar cu mingea afară. Nu e cazul. Spre Rare și Lie. Sărise cu piciorul, aia e interesant ce am văzut acolo. Ganea, șut și intră în poartă, bine mă! De când îmi doream un gol care să mă surprindă și pe mine, adică nu goluri care e clar că intră. Adică golul ăsta nu mă așteptam să intre. Credeam că iar o să respingă portarul. E conferență, e portar mai bun. Dar faza a fost bine gândită. Ok. Și a respins-o în poartă portarul. E bine că l-am prins prea în stânga lui, să zic așa. Șutul era bun. Bravo Ganea. Golul 2 al lui Ganea. Și primul în conferență și primul gol al Rapidului în conferență și primul gol pe orice al Rapidului într-o cupă europeană de când a revenit în Liga 1. Carnat e lăsat să facă ce vrea.
Dar nu a ieșit pasa la Ganea, eu dau la Ganea și jocul ăsta nu-mi dă nicio pasă unde zic eu. Trepulie, aproape să recupereze. Ei tot încearcă cu băiatul ăsta, Hugmono, sau cum îl cheamă. Și Belor Rache l-a lăsat acum liber. Ok, switch-urile sunt insane de prost făcute în jocul ăsta. Hugmono pasează bine, încă o pasă, nu mă așteptam că mai dă o pasă, pe bune, frate. Doamne, cât de insane e jocul ăsta, e prea bun ca să-l înțeleg eu. Albu, na, nimeni, s-au dus toți tăuni în fața acolo și nu-i controlam pe toți trei. Nu o să comentez un shoot un gol pentru că și noi cred că avem un shoot un gol. CFR bate pe Almark, teoretic. A, și nu mă referam la CFR-ul din joc, mă referam la CFR-ul din realitate că o să mai multe puncte decât ei. Dar, din nou, ar trebui să nu insist pe chestia asta, pentru că mă abțin. Da, ei un shoot un gol, noi două shooturi. Mai bine, mă simt mai bine acum. Totuși o deplasare, dar nu vreau să pierdem acum, am început meciul ăsta și am avut o repriză bună. O singură greșeală și am luat gol, ca întotdeauna, că nu mai pot. Hai, Belu, băi, dar toate mingile lor sunt la acest Hungbo ăsta. Dacă iar e gol, mă enervez. Hai, Belu, nu-l lăsa, nu e corner. Hai, mă, că nu i-a făcut nimic, a dat el pasă așa. Băi, dar m-am săturat să-i văd că merg pe linia careului. Vă rog. Ok, schemă nouă, Carnat aproape de recuperare. Crepulia acolo, nu, 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 nu se poate, mă, deci am băgat tackling și trece prin mine. Spital, nu cred, nu cred că pe ăla îl cheamă spital, deci vă rog frumos. Cum să-l cheme, frate, spital? Are și Lie, o pasă bună. Ganea, ce-i aia, ce-i animația aia, că a făcut huracanana, nu știu ce înseamnă huracanana, dar vreau să zic că a făcut ceva... tehnică de karate ca să ia mingea aia. Nu e corect ce mă joc. Deci nu e corect. Eu nu cred că asta e cariera. Eu, din cauza că am început un trial, cred că am primit ceva versiune ultra HD, nu știu. Ultra grea. Deci e enervant că nu poți să te apropii să le iei mingea, că insane pasează imediat cum te apropii de ei. Deci asta nu e legendary, băi, deci. Eu cred că am pus eu din greșeală ultimii, mă. Eu chiar o să mă uit. Deci nu mai pot după 6 episoade, eu chiar o să mă uit la setări. Deci eu nu cred că ăsta e legendar, eu chiar cred că am greșit. Ce e asta? Ce-i pasa aia? Ce e pasa aia, bă? Bă, e frustrant distrugerea asta mentală de joc, eu nu mai pot cu el. Deci eu nu mai pot cu jocul ăsta. Eu nu pot cu acest joc. Și nu e corect. Am o fluier odată, că nici nu e amuzant. Uitați-vă centrare, uitați-vă intrarea lui. Ce înseamnă competitor mod? Ah! Exact! Ce naiba e asta? De-aia mă spuneam eu că șutează cheșerul ca Ronaldo. Uitați-vă și voi! Nu vreau să joc așa ceva, pe bune, nu vreau să joc așa ceva. More challenging opponent. Nu mulțumesc! Nu mulțumesc! That simulates the playstyle of some of the world best FIFA players. Nu vreau așa ceva! Băieți, mă dezamăgiți. Am plâns 5 episoade astea al 6-lea, că e prea greu și nu mi-a spus nimeni de chestia asta, care cred că e nouă. Chiar nu știa nimeni de chestia asta. Mă abțin cu greu să nu înjur acest joc. Nu am nevoie să joc versus Ronaldo în Liga 1. Dar nu mi-a arătat când am făcut cariera așa ceva. Pe bune, hua. Și era să nu o văd. Pa, niciodată. Revine Rapidul să vedeți meci acum ușor. Eu nu mai suport. Chiar sunt curios cum o să joc fără competitor mod. Cel mai prost lucru pe care se putea. Bine, înțeleg, competitor mod îmi bagi când e prea ușoară cariera. Asta o înțeleg. Dar acum la început. Și nu aici. O bagi tu când joci cu echipe de Premier League. Când ai calitate, nu... Bine, nu vreau să zic că n-aș avea calitate în jucătorii aceștia, dar cred că înțelegeți ce zic. E asta spuneam, că nu vă logica adversarul să joace ca și Cristiano Ronaldo și ai mei nu. Deci, da. Competitor mod, nu. Nu e bun.
Acum sper să nu mă fac de râs, să nu bat nici fără competitor mor, adică ar fi cringe rău după tot ce am avut acest discurs. Hai să aflăm. Chiar mi-e frică. Deci chiar îmi este frică. Meci acasă cu Gaz Metan Medias, care sper să nu mai joace ca și World's Best Player. Eu chiar îmi doresc să nu se mai joace ca World's Best Players. Vă rog. Bine, tot am. Oh, Drăghia cu o intervenție de manual. Eu am zis că, ok, tot am luat gol. Orșia. Oh, parcă văd și eu o pasă greșită a adversarilor. Parcă râde sufletul în mine. Oh, intervenție greșită a adversarilor. Bine, până la urmă au luat-o, da. Momentan nu prea pot să mă focusez că mă minunez de ce văd. Pentru mine e insane că adversarii pot să joace așa, de prost, când până acum n-au făcut-o. Perfect, hai să vedem cum se joacă acum. Băieți. Dă-i-o lui Sefer. Oh, am și spații în careu mai nou. Bine, mă. Altceva. Asta vroiam eu să văd, nu World's Best Player. Băi, dar îmi place că eu mi-am dat singur seama de chestia asta, doar că nimeni nu știa să-mi explice de competitor mod. E prima oară când joc pe așa ceva și sunt total dezamăgit. Parcă îmi pare rău că l-am dat pe Bălan acum, că, bine, n-avea treabă competitor modul cu faptul că era ratat, dar... Sau avea? Nu zic când a apărat portarul, zic când era pe lângă poartă sau în bară. Oricum, momentan n-am demonstrat nimic. Gaz Metanu vrea să ne cucoșeze și ea, care are moral bun față de noi, care venim după înfrângeri. Frumos pentru Rare și Lie, care preia și aproape a șutat. Preia penalti clar, dacă al meu nu cade. S-a mai spus în Liga 1 de către arbitrii jucătorilor rapid. Păi dacă n-ai căzut, ce să-ți fac, frate? Așa e logica. Pentru unii arbitri. Moise, 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 ah. Încă am emoții și frică că o să iau gol la primul atac. Sunt încă traumatizat. Vă rog, lăsați-mă. Deci încă sunt traumatizat de ce au fost în aceste 6 episoade. Star. Maua. Nu, nu, am luat gol. Nu-mi ies jucătorii la pas, asta nu-mi place. Poate ori fi și ei traumatizați. Îi iert episodul ăsta, deși vreau win cu Gaz Metan Mediaș. Vreau cele 3 puncte. Clistei, bă, da! Vreau să nu văd la media și un șut un gol. Ok, ne-au dominat teoretic. E bine, au avut și posesie și mai multe pase. Sper să întorc în repriza a doua. Chiar am nevoie de moral. Chiar am nevoie de această victorie. 4-2-3-1, super defensiv, părerea mea, dacă mă întrebați. Chiar un 4-5-1. Ok. Dar asta explică de ce nu prea am pe unde să trec când atac. Când eu atac în 4 oameni maxim și băieții mei, viețile mele, sunt toți. Bună, pasa, ștal. Bă, dar putem să dăm pasele unde zic eu, mersi. Aș aprecia. Am mai luat un gol. Verific ultra-attacking-ul. Wow, nu mi s-a pus. Ce minunăție, nu mi-au pus portarul pe RB. Și CB-ul în poartă și tot așa. Goge, bravo. E liber. Nu, bă, las-o mă încolo de treabă, pe bune. Dandea. Leasă. Moise. Barbu. Doamne, dacă am mai văzut așa ceva. Ăla lasă mingea să treacă, bro. Morara, am flashback-uri din realitate, oricum e deja 2-0, nu se mai poate întâmpla nimic, sincer. Marzuc, Sefer. De unde să treacă? Ce faci, bă? Lasă-mă, nu-mi pasă de schimbările ăstora. Doamne, ce animații tâmpite, ci că Hypermotion Technology, băieți. Ăsta se accidentează. Măcar ia și roșu, am înțeles. Drăghia a fost zeu meciul ăsta, singurul om care a jucat ceva.
Dar na, nu mai comentez. Încă sunt șocat după toate prostiile care s-au întâmplat cu competitor mod și toate tâmpeniile. Bănuiesc că o să încep să mai și câștig, dacă nu cred că o să renunț la carieră. E clar că nu-i de mine, deși mi se pare insane ce s-a întâmplat. Nu știu, aștept păreri în comentarii. Eu nu mai am ce să zic, dați like doar dacă v-a plăcut, probabil că nu. Și sunt curios, meciul viitor cu echipa bună și sharpness făcut și fără competitor mod, dacă o să câștig. Până data viitoare, eu am fost Aluc, aveți grijă de voi, la revedere!